cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața la cafea, mesagerul de Neam Știri din Neamț în direct. O cafea care sper eu să fie interesantă și cu subiecte care să fie pe placul dumneavoastră, nu pe placul, am greșit eu, care să vă atragă atenția, pentru că vom atinge câteva domenii de interes pentru fiecare cetățean al județului Neamț, împreună cu subprefectul județului, domnul Iulian Jugan. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Să nu fiți foarte oficial astăzi. E o zi pentru noi aici. Noi am început de dimineață și am încurcat cafelele, am făcut cafele proaste, nu a ieșit. Probabil că gerul are niște influențe. Așa. Important că până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Domnul subprefect, cum e să fii subprefect în Neamț în anul de grație, în anii de grație 2021, nu 22, 23. 3. Cum e să fii sub și cu altă experiență de mai veche, 2016-2017. Dacă aș fi să fac o comparație între cele două perioade, cred că aș aprecia mai mult pe cea din perioada 2016-2017, când cei care ocupau posturile de conducere în instituțiile prefectului erau totuși funcționari publici. Erau funcționari publici cu funcții de conducere care erau detașați în aceste demnități. Deci se prezuma că au oarește experiență vis-a-vis de administrația publică. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, vă dau un exemplu. Am fost la o convocare la care au participat pe linia gestionarea situației de urgență, la care au participat prefecți și subprefecți din țară. Și acest lucru, această transformare a posturilor din înalți funcționari publici în demnitari, are consecințe asupra managementul acestor instituții. Mă refer la experiența în administrație. Sunt persoane care Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Înainte, de formă măcar, se respecta ideea aceasta a unor funcționari, să spunem așa, adică oameni cu experiență în domeniul administrației publice. Acum, dacă îi se scoală unui partid să pună un ospătar prefect, pune un ospătar prefect. Dacă îi se scoală unui partid să pună un fotbalist fără carte, o ia cu carte, prefect, îl pune prefect. Sau, mă rog, pe care de consecință. Și atunci... Exact. Totul se răsfrânge asupra calității managementului acestor instituții. Gândiți-vă că din poziția, din demnitatea pe care ocupă în fruntea instituției prefectului, coordonezi instituții deconcentrate. Coordonezi instituții precum Inspectoratul de Poliție, Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Nu mai vorbim de celelalte care sunt extrem de importante. Direcția Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar. Sunt activități care necesită o bună cunoaștere, în primul rând, a atribuțiilor acestor instituții deconcentrate și respectiv a măsurilor pe care le dispui, le transmis către aceste instituții deconcentrate, mai ales în situații dificile, așa cum a fost în ultima perioadă, începând cu COVID-ul și toate celelalte consecințe care derivă din astfel de situații complicate. Eu vreau să profit de prezența dumneavoastră astăzi aici să discutăm niște lucruri, nu neapărat de prefectură și atribuții și asta, ci de lucruri care se întâmplă în județul Neamț și pe care, cu experiența avută și din domeniul acela al mediului, zona de mediu, le putem discuta, pentru că, pe de o parte, sunteți subprefect, pe de altă parte, aveți experiența asta și putem discuta niște lucruri care ne afectează pe toți. Și uite, haideți să începem cu un subiect pe care noi l-am prezentat și în ziar și l-am făcut și o emisiune la începutul săptămânii, în care am arătat cum s-a desfășurat o licitație într-un domeniu extrem de sensibil, acela al colectării și
depozitării deșeurilor, nu gunoaielor, cum a spus domnul Claudiu Pădure în emisiune. Eu m-am referit atunci doar la sfinți. El s-a referit că a zis că noi nu colectăm gunoaie. Dar acum eu ce să fac? Nu pot. Probabil că e mentalul colectiv în zona aceea, cuvântul gunoi. Dar, mă rog, ați văzut, probabil, sunteți la curent cu toată situația asta. Cum se vede lucrul ăsta, să spunem, din postura de subprefect? Aflăm că o societate vine cu o garanție pe care Banca Centrală a țării respective nu o recunoaște. Spuneți, ăștia n-au voie să facă așa ceva. Și cum ne afectează pe noi în județul Neamț, din punct de vedere al fostului director de la Agenția de Mediu. Fostului și viitorului, pentru că... Și viitorului. Practic, sunt, postul meu este acolo, la Agenția pentru Protecția Mediului, doar... Cu atât mai mult. Haideți să anticipăm atunci. Ce vreau să vă spun, da, am urmărit cu atenție și emisiunile dumneavoastră și articolele și altor colegi din presă. Situația, din punct de vedere al mass media, a fost prezentată obiectiv și concluziile au fost cele pe care oricine le-ar fi tras, oricine de bună credință. Este o problemă foarte, foarte mare, în principal pentru acest program SMID, acest sistem de management integrat. Chiar ce se întâmplă cu el? Se închide sau nu se închide acum? Dacă... Așa cum arată lucrurile și așa cum au fost prezentate, pentru că accesul e destul de greoi la informații oficiale din zona ADECO. Mă bucur că ați reușit dumneavoastră să le obțineți și să ne le prezentați și pentru noi sunt niște semnale de alarmă. Dacă într-adevăr va fi rezilat acest contract, va fi o mare problemă pentru acest sistem de management integrat al deșeurilor. În sensul că nu-și vor atinge obiectivul. N-aș putea să vă spun deadline-ul pentru că, repet, nu avem acces la aceste informații, ceea ce nu este neapărat normal, dar există posibilitatea, riscul pentru întreaga comunitate, că aici ne referim la județ și până la urmă la contribuabili, în cazul în care acest proiect nu este închis prin delegarea serviciilor pe zona 1, să fie nevoie să dea toți banii înapoi care au fost alocați pe... Păi era vorba de 100 și ceva de milioane de euro, parcă, dacă nu mă înșel eu. Da, suma este enormă. Enormă și practic ar fi o povară greu de depășit. Și repet, până la urmă sunt consecințe pentru toți cei care locuim în Neamț, nu pentru, doar pentru o structură tip ONG care este ADECO și care, dacă mă întrebați pe mine, în opinia mea, nu a gestionat bine, ca să mă exprim elegant. Haideți ca să vorbim cinstit acum, lăsăm la o parte și haina de subprefect și așa. Toate aceste ADI-uri, cum sunt ele, practic nu fac altceva decât să dilueze răspunderea. Eu așa văd. Adică nu face Consiliul Județean lucrurile de la ADI. ADI-ul ce? Din cine e format? Din UAT, membrii, sunt UAT-urile din zona de competență, care își trimit câte un reprezentant. Care reprezentant votează, cum îi spune, cum îi dă în puternicire Consiliul Local din UAT-ul respectiv. Conștiința ADECO. Da, conștiința ADECO. Deci ce să mai vorbim? Este o chestie clar politică. Cine are mai mulți primari, are mai multe voturi acolo și vrea, face cum vrea mușchii lui. De fapt, nu face cum vrea mușchii lui, ci cum îi se ordonă. Din păcate, acesta este mecanismul, dar dacă mă întrebați pe mine, chiar și în astfel de condiții în care un partid politic dorește să-și implementeze o politică, dorește să gestioneze o zonă, o poți face și angajând profesioniști și lăsându-i pe cei care se pricep să facă lucrurile așa cum trebuie, în condiții perfecte de legalitate. Aici avem o mare problemă pe zona 1, pentru că este una din cele mai importante zone din cele 4 ale acestui sistem de management integrat al deșeurilor și avem municipiul Piatra Neamț, municipiul reședință de județ, cu
destul de complexă activitate pe zona de colectare a deșeurilor și nu ne putem permite să ne jucăm cu această activitate, producând până la urmă, în momentul în care ar intra în colaps, inclusiv probleme de sănătate publică pentru cetățeni. Lipsa colectării sau... Da, am înțeles. Haideți să devenim un pic cinici. Nu se semnează contractul. Se bucură sau încep să plângă reprezentanții autorității publice, primarii din comune, nu vorbesc de oraș, la Piatra Neamț este o altă situație deocamdată. Vor plânge? Va fi mai ușor pentru ei să gestioneze? Va fi mai ieftin sau nu? În mod normal, n-ar trebui să se bucure de un astfel de... N-ar trebui, în mod normal, dar în realitate, nu cumva ei scapă mai ieftin cu mai puțin bani pe care trebuie să-i dea pentru serviciul ăsta? Așa este, făceați... Și nu mai sunt monitorizați de acest ADECO... Oricum, operatorul pe care îl folosesc trebuie să fie, în primul rând, autorizat, okay, da, să aibă clar licență și, doi, trebuie să colaboreze cu... trebuie să existe o instituție... Cu ADECO nu, dar cu agenția de... Da, dar trebuie să notifice și ADECO pentru calitatea pe care o are respectiv de prestator pe zona de salubritate. E altă poveste. Dar eu zic că nu se mai poate implica, nu mai poate veni ADECO să-l monitorizeze cum e conform contractului. Într-adevăr, e și un risc aici. Poate financiar, pentru unii, mi se pare mai avantajos să aibă un operator propriu, să descurce pe plan local, dar pentru noi apare o problemă, pentru că este mult mai greu de urmărit. Una e să urmărești un operator care e delegat pe întreaga zonă și alta e să urmărești 23 sau 25 de operatori, care fiecare face după bunul plac activitatea aceasta de colectare. Sau după înțelegerea cu primăria, în funcție de înțelegerea cu primăria. E clar că există aceste, să le numim așa între ghilimele, parteneriate la nivel local. Dar, repet, apar multe dificultăți, inclusiv pe zona de reglementare din prisma Agenției pentru Protecția Mediului, pentru că el trebuie să respecte un circuit. Colectarea, pe de o parte, să facă selectiv, să treacă prin stația de sortare și să-l ducă doar deșeul conform, să-l depoziteze, ca să nu mai vorbim de procentele. Anul trecut aveam undeva la 50% obligația, potrivit legislației, să reciclăm din cantitatea de deșeuri colectate. Și ați văzut că s-a reciclat, ne spunea, a spus domnul Pădure, undeva la 10%. Foarte, foarte puțin, nici la nivel național nu stăm foarte bine. De aceea este și îngrijorarea cu atât mai mare cu eșecul acestei licitații, acestei încercări, pentru că cel puțin așa se prefigurează din datele care sunt publice, pe care le-ați publicat și care, în opinia mea, sunt fără echivoc. O notificare din partea Băncii Naționale, Autoritatea Supremă în domeniul bancar, cred că nu poate permite nici măcar unui ONG de ADECO să pună la îndoială sau să acorde alte termene și alte... Până, acum depinde dacă cei care conduc ONG-ul nu au interese personale vis-a-vis de această firmă, pentru că s-a discutat și acest lucru. Da, mă rog. Pornind de la premisa că lucrurile sunt corecte și transparente. Dar e clar, ca procedură, nu a fost îndeplinită. Nu a fost îndeplinită. Uitați, o întrebare care a venit pentru dumneavoastră. Știu că o să vă fie greu să răspundeți. Că... Așa, deci, o doamnă a depus la prefectură o petiție la începutul anului, pe 3 ianuarie. Pe 10 ianuarie și încă n-a primit niciun răspuns. E vorba de o taxă de salubritate. Dacă tot discutați despre deșeuri chiar în acest moment. Cum ar trebui? De cele mai multe ori, solicitările care vin pe sesizări sunt îndreptate spre... Da, prin secretarul general, dar intuiesc la ce problemă se referă doamna. Cel mai probabil, unii dintre primari instituie niște taxe, chiar dacă ei nu locuiesc la adresa respectivă. Cetățenii respectivi au
domiciliu în altă parte, dar dețin un imobil și în localitatea respectivă și de multe ori li se impune... Apropo, e legal ca anumite primării să facă contract cu operatorul de salubritate direct în numele cetățenilor? Eu știu că prin contract operatorul trebuie să facă contract cu fiecare client. Avem cazuri de genul ăsta în care primăria zice nu, plătiți la noi și ei devin un fel de, cum să spun, Dumnezei ai taxelor pe salubritate. Atunci când se iei o hârtie la primărie, te pune, dar nu numai atâta, dar nu numai atâta. El spune că, păi, cât stați voi aici? Păi, știți, am fost 4, acum fata este la universitate, băiatul este la armată. Na. Ce, tot 4. Păi, dom'le, știți că nu, ce, fata nu vine acasă odată la o lună sau la 2 luni? Adică, sunt niște lucruri... Aici apar și inadvertențele, pentru că odată ce cetățeanul semnează un contract cu primăria, mai există un control asupra cantității. Nu semnează contract. Îi impune printr-o taxă, prin hotărâre de consiliu local, cetățeanul nu are niciun control acolo. Da, dar practic serviciul respectiv beneficiarul este firma prestatoare și cetățeanul. Exact. Și de unde știe cetățeanul cât? Exact. De unde știe cetățeanul cât ar trebui să plătească, pentru că s-ar putea să nu producă atâta gunoi sau s-ar putea să producă mai mult. Exact, și relația trebuie să fie directă și fără intermediar, pentru că unii produc mai mult, alții mai puțin, unii nu stau, cum ați dat exemplu, nu mai sunt atâția membri ai familiei, sunt plecați o parte dintre ei și nu e normal să introduci o taxă. Dacă mă întrebați pe mine, cred că e un pic abuzivă această formulă prin care primăriile, pe baza unor înțelegeri pe care le au cu operatorii, se obligă să colecteze. Înțeleg că le este greu și operatorilor, să, mai ales într-un oraș, într-un municipiu, să facă contracte cu toate. Să facă contracte, mai ales la cartierele cu care au acele pubele, au centre de colectare comune. E greu să identifici exact persoana care nu și-a plătit, care nu și-a plătit, o identifici, dar dacă nu depozitează în continuare, nu poți să-l sancționezi prin neridicarea deșeurilor. E un pic complicat și atunci probabil de asta folosesc această intermediere prin primăria. Da. Dacă tot am vorbit de Adieco, haideți să trecem la un alt subiect care sigur va face valuri în zilele următoare, valuri multe. Apaserv. Din bine în mai bine. Din bine în mai bine și în foarte bine. Apaserv a devenit cunoscută în ultima perioadă, este societatea, compania județeană cu cele mai multe comunicate transmise pe zi. Dacă ar fi să institui un premiu pentru o societate care a învățat să-și ceară scuze, asta este sigur Apaservul. Ea își cere scuze pe zi de 10-15 ori. Textele sunt foarte drăguți, concepute. Ne cerem scuze. Da. 1% din comunicate pe oprirea furnizării. Exact. Și își cer scuze în fiecare zi. Nu știm încă în momentul acesta ce se întâmplă cu societatea, dar știm... Hai să-i spunem neoficial, deși hârtia este oficială, că domnul Bogdan Mușa, director general, a primit o hârtie de la Direcția Generală Programe Dezvoltare Durabilă a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în care îi se transmite că s-a cam terminat cu programul acela pe care trebuiau să-l facă pe POIM, dacă nu mă înșel, și că... Programul operațional pentru infrastructură Și că o să vedem pe programul de dezvoltare durabilă, care e pe nou segment financiar, noua perioadă 2021-2027, cum se va intra pentru finanțare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate acele OAT-uri, primării,
comune, pardon, care erau prinse în planul acesta de dezvoltare cu rețele, acum plâng în dinți pentru că, sau mă rog, sau se bucură, că și aici e o problemă, că nu mai au, nu vor mai fi prinși în dezvoltarea rețelelor. Ce se întâmplă? Știți de la prefectură, știți din alte zone ce se întâmplă acolo? Eu pot să vă spun și din prisma experienței pe care o am la Agenția pentru Protecția Mediului. Este un proiect pe care APA Serv l-a derulat foarte mulți ani, foarte mulți ani, nepermis de mulți ani, ca și procedură de obținere a acordului de mediu. Ba, la un moment dat, știu că au reziliat cu un consultant. Da, la un moment dat. Sau ceva de genul ăsta. Au reluat, au angajat un alt consultant, au reluat procedura, au întâmpinat dificultăți la nivelul Comisiei Europene, în sensul în care li s-au introdus ca și criteriu de altfel normal pe cel care reprezenta aglomerarea urbană. Practic erau foarte multe stații de epurare, vă dau un exemplu, dispuse în foarte multe localități. Și atunci Comisia Europeană a zis că nu se justifică și totul trebuie făcut pe principiul aglomerării urbane. Pui o stație de epurare la un număr de, dau exemplu, 10.000 de locuitori. Nu poți să pui în fiecare comună. Mai ales că noi mai avem o zonă de asta și cred că e și la nivel național. Nu s-a introdus obligativitatea racordării la rețele de apă și canalizare pentru beneficiari. Când au depus proiectul, s-au făcut acele tabele. Da, ci că să ai un număr de. Un număr de. Dar aia nu a însemnat că după ce ai terminat proiectul de implementat, s-au și racordat oamenii. Sunt și cauze obiective din prisma beneficiarilor și mai puțin obiective din prisma celor care au derulat aceste programe din administrația locală. Vă dau un exemplu. Chiar ieri vorbeam cu un primar care dorește să facă o extindere a rețelei de apă și canalizare și îmi spune că fostul primar a făcut rețea de apă în comună, trasă exact pe strada principală a comunei, dintr-un capăt în altul, a îngropat țeavă, cum se numesc proiectele astea. Dar pe tot ce înseamnă străzi laterale, e obligația beneficiarului, pe cum să tragă la 300 de metri, să-și sape, să-și pună conductă, să racordeze la conducta principală, că nu e obligația administrației. Și prin proiect trebuia să-i duci omului până la în apropiere, să poată, la poartă, să poată racorda, să-i fie mult mai facil. Costurile sunt enorme, pentru că trebuie să îndeplinească niște standarde. Nu poate oricine să sape, să introducă o conductă de apă și să racordeze la rețeaua principală. Sunt foarte multe dificultăți și asta este o mare problemă, această, practic, e o respingere, dincolo de modul în care e îmbrăcată în text, că aveți posibilitatea să... Haideți finalul să citim și să încercăm să-l analizăm. În sensul celor mai sus menționate, propunem retragerea proiectului pe POI, transmis în data de 24.1.2023. 24.1.2023. Adică anul ăsta. Este incredibil. Și redepunerea sa în variantă revizuită pentru includerea investițiilor necesare respectării condițiilor de mai sus în sistemul informatic aferent perioadei de programare 2021-2027. Cum să depui pentru POIM în 2023 când el era prins pentru perioada până în 2021. Adică aici ar trebui cineva să vină și să spună, nu cumva și aici avem un ADI? Parcă avem și aici un ADI, nu? Avem și aici un ADI, probabil că și acolo este un președinte și un director executiv și un director adjunct executiv, probabil că e tot de partid, totul. Lucrurile pot fi verificate foarte ușor, chiar colegii de la mediu, cred că vă pot pune la dispoziție și o cronologie a derulării procedurii de reglementare pentru acest proiect. Țin minte că la un moment dat, cred că după ce au reziliat, a fost o perioadă moartă, iar potrivit legislației privind protecția mediului,
apare obligația ca în termen de 2 ani, de când beneficiarul nu a completat documentația, nu a notificat. Nu, procedura este de se dă respingere pe proiectul respectiv. Până la urmă există și o logică. E potrivit unei directive europene. Dacă 2 ani nu te mai interesează, înseamnă că chiar nu te mai interesează. Ai făcut-o doar așa, ca să te joci. Și agenția a sesizat APA Server-urile. Vedeți că se apropie termenul de 2 ani și urmează să mai trimiteți hârtii, trimiteți completări ca să-l ținem valabil. Mai mult decât atât, pe vremea fostului consultant de la Agenția de Protecție a Mediului, unul dintre colegi a fost delegat expres pentru acest proiect. A fost scos din toate celelalte activități. Haideți să spunem că proiectul ăsta era foarte important. Era vorba de peste 300 de milioane. Odată și sunt 43 euro. De localități. De 300 de euro. 43 de localități. Jumătate din județ. Jumătate din județ. Deci, asta este un fel de crimă administrativă, să nu faci tot ce poți ca să iei bani, 300 de milioane, și să ajungi la dezvoltarea a 43 de localități. Este o crimă administrativă care nu e prima în județul Neamț, dar e o crimă. Aș merge mai departe. Consultanții sau cei care s-au ocupat de proiect, dacă nu s-au ocupat, da, cu toate chemați în judecată. Compartimente tehnice și de specialitate, ca să le numim elegant, cei de la PASER care să gestioneze. Au și unități UIP, din ce știu, au tot felul de... Au, slavă Domnului! Dar s-au plătit niște bani publici consultanților. Nu? Exact cum spuneți. Ok, nu ai reușit să mi-aduci la maturitate proiectul și mai ales să obțin finanțare pe el, avem o problemă atunci. Dacă tu cu societate, companie, spui că ai făcut tot ce trebuie și ai dat tot ce îi trebuie consultantului ca să lucreze și el nu și-a făcut treaba, păi îndreaptă-te împotriva lui, dacă ai semnat un contract în consecință. Mergem mai departe. Practic, blocarea acestui proiect creează dificultăți pe lângă cele care există și de care la care o să fac trimitere, foarte mari. De exemplu, pe acest program, pe Angel Salini, exista posibilitatea să depui cereri de finanțare pe rețele de apă și canal și drumuri. Pentru cei care au vrut să înființeze la nivelul UAT-ului aceste rețele de apă și canal, dar s-au suprapus pe proiectul POIM, au zis, a fost interzisă. Da, nu puteau să depună pe... Ministerul, da, le-a interzis la Ministerul Dezvoltării, s-au verificat proiectul, nu, se suprapune pe POIM, nu aveți voie. Mergeți la drumuri. Deci oamenii, nu, că nici drumul nu-i lasă să... Nu iau, dacă nu au, dacă nu au, dacă rețea, nu au rețea de apă. Deci gândiți-vă ce consecințe sunt în planul ăsta, până la urmă pe zona de... Cum să zic, se duc într-o zonă de civilizație a UAT-urilor. Bun, n-ar trebui un pic înăsprită atitudinea pe care să o aibă instituțiile statului față de o asemenea situație? Pentru că ea va fi judecată cam așa, aia, nu s-au luat banii, nu s-au produs nicio pagubă, în afară de niște bani care s-au dat la consultanți, o să ne judecăm consultanții până intervine prescrierea și cu asta basta. Adică, dom'le, stați un pic. E vorba de o comunitate, jumătate de județ, da? Care suferă pentru că niște indivizi nu și-au făcut treaba. Și știu ce o să spună cei de la apă. Dom'le, știți, noi avem o problemă, conducte vechi. Aud melodia asta de nu știu cât timp. Tocmai era o oportunitate să... Deci aud melodia asta de nu știu cât timp. Și pentru companie, dacă mă întrebați, nu știu cum va reuși să supraviețuiască economic în condițiile în care pierderile asumate oficial și făcute de altfel publice de-a lungul timpului depășesc 60-70%. 60%, adică cum poți tu să te prezinți oriunde și să spui, domne, zice, știți, eu sunt cam nemulțumit de modul în care mă plătește compania, că am 100 și ceva de milioane de lei salar, dar știți, ăștia îi câștig doar din cei 30% producție pe care o am, că 70% se duce la mama naibii. Adică, domne, e noaptea minții. Gândiți-vă, dau doar un exemplu, e municipiul Roman, că e mai ușor să stabilezi zilele în care se furnizează apă potabilă decât cele în care nu se furnizează. Un întreg municipiu care suferă din punctul ăsta de vedere.
problemele sunt mult mai complexe și vă spuneam că o să fac trimitere. Pe de o parte, s-au construit la nivelul UAT-urilor foarte multe rețele de apă și canal prin diverse fonduri, PNDL-uri, care nu sunt funcționale. Odată că... Nu sunt funcționale, nu sunt compatibile. Nu îndeplinesc nici condițiile tehnice pentru a fi preluate de APASERV. De APASERV, nu sunt autorizate, nu au locuitorii racordați pentru a funcționa. O stație de depurare are nevoie de un debit. Bun, și atunci explicați-mi și mie, că eu tot nu pricep. Eu sunt primar, da? Am un consiliu local, nu știu, o comună, eu dau Valea Ursului, oricum nu... Valea Ursului, așa, o Valea a Ursului ipotetică. Și... Zic, băi, ce îmi trebuie mie în comuna asta? Hai să fac canalizare și apă. Bun, și mă duc și depun un proiect. Proiectul ăla, când se depune, nu există o logică a, cum să spun, a viitorului, a privirii în viitor. Băi, ce fac eu cu proiectul ăsta? Că mai devreme sau mai târziu, trebuie să mă racordez undeva cu el. Corect, și trebuie să-l preia un operator autorizat. Un operator? Nu ești exact. Operator. Și eu dacă îl fac, pentru ce îl fac? Îl fac ca să mă laud în campanie că am făcut sau îl fac să beneficieze oamenii de el? Din păcate, în trecut cam asta a fost scopul pentru care a fost create. Dom'le, am mai avut o realizare... Nu știu, poate mă înșel, dar aveam informație la un moment dat că o comună și-a făcut și o stație de epurare, că așa era proiectul, cu stație de epurare. Și că stația aia de epurare n-a putut funcționa niciodată și că după ce a fost preluată instalația de APASERV, se duceau din stația de epurare cu mașinile și vidanjau și duceau... Este noaptea minții. Ce costuri sunt, în mod normal, nici n-ar fi trebuit să o preia APASERV-ul. Deci, sau mai sunt situații... E noaptea minții. Precum cea pe care eu și știu că e în procedură în momentul de față și sunt discuții, inclusiv cu AT-urile. Practic... apa rezultată din stația de epurare trebuie vărsată într-un emisar. Emisar care nu există. Adică alge este secată. Explicați ce înseamnă. Într-un pârâu. Într-un pârâu. Ei, acolo trebuie să ai un debit de apă, pentru că apa rezultată în urma epurării totuși are o încărcătură, dar permisă de legislație, însă este obligatoriu ca ea să-i asigure diluția prin debit pârâul respectiv. Și la vista pe amplasament a constatat că e uscat, e când și când, doar dacă plouă foarte în cantități, precipitații însemnate cantitativ, și cum să-l autorizezi, cum să-i dai? Eu întreb, există în momentul acesta o situație la nivel județean cu asemenea cazuri? De ce nu vine nimeni să spună, domne, s-au cheltuit sute de milioane, poate mai mult, da? Mii de milioane cu aceste sisteme și din ele 10% sunt funcționale. 5%, 20%. Nu se poate. În mod normal, la Consiliul Județean ar trebui să existe. E și acea entitate de care spuneați cu ADI, Aqua, ar trebui să aibă inclusiv situații potrivit cărora rețele gestionate de către APASERV nu sunt autorizate. Funcționează ori nu au autorizație de la mediu sau nu au de la sistemul de gospodărire apelor. Funcționează într-o zonă de asta așa, la limita. Mă uit acum pe Aqua Neamț, la conducere. Conducerea asociației, adunarea generală, consiliu director, aparatul tehnic. Dar cine e consiliu director? Cam greu. Sunt enumerate doar funcțiile. Deci doar funcțiile. Deci astea sunt niște locuri cu sinecuri foarte frumoase și unde, cum spuneam eu, se diluează toată răspunderea. Bun. Și deci... Problema este una foarte gravă. Hai să revenim pe fond. Problema este una foarte, foarte gravă. În momentul în care nu ai condițiile de bază unei existențe decente, nu ai apă, nu ai canal,
nu ai un sistem bine pus la punct de colectare a deșeurilor, avem o problemă. Atunci nu putem avea pretenția că suntem în secolul 21 sau să ne gândim la nu știu ce proiecte fantasmagorice, când noi nu avem, practic ar trebui ca toate eforturile administrației județene și până la urmă există acea cale a dialogului la care ar trebui făcut apel, indiferent de partide, hai să găsim soluții, să vedem, lăsăm toate avioanele și toate și hai să ne concentrăm pe zona asta, ca să putem pe urmă să dezvoltăm și zona de turism. Deci, te duci, deci vrei, vorbești despre turism din anonimat, și tu nu ai posibilitatea într-o comună în care ai obiective turistice, da, să primești turist acasă la tine pentru că nu ai apă curentă și canalizare, ca să nu mai vorbim de modul în care se strânge gunoiul. Adică sunt servicii esențiale pentru un trai, până la urmă nu sunt niște mofturi, vorba de un trai decent. Un trai, suntem o țară care a devenit stat membru al Uniunii Europene, nu cu pretenții, cu ne-am asumat că respectăm legislația. Păi, în momentul în care încă stăm cu toaletele în grădină și la 20 de metri avem puțul sau fântâna de unde scoatem apă și clar că apa este nepotabilă, plină de nitrați, de nitriți. Da. Sunt puține lucruri care se mai pot spune. De asta spun că măcar în al 13-lea ceas trebuie găsită o soluție așezată la... Toată lumea să așeze la masa dialogului și să vedem cum putem ieși din impasul ăsta, pentru că toți suferim. Nu e vorba de unii care se află în niște funcții, în niște sinecuri, că aia probabil sunt bine mersi. Vorbim de cetățeanul de rând, că nu beneficiezi de apă potabilă, de, dacă vreți, un drept al cetățeanului. Atunci sunt puține lucruri de spus. Tocmai sunt lucruri care ar fi trebuit asigurate măcar, e un minim, e un minim, și tu vii și vorbești că, domne, stați un pic, că eu vreau să fac, dar administrația de acolo nu și-a înlocuit țeava. Deci sunt contracte. Nimeni nu vrea să se uite pe ele. Nu noi, și el, și ăla. Bă, stați un pic, dar pe mine mă interesează, apa a venit să vă plătesc? Câți locuitori din... Este un sat în comuna Agapia, dacă nu mă înșel, săracii aia n-au primit apă de vreo 6 luni de zile, dar facturile le vin la zi. Da, că e una dintre zone cu probleme acolo. Deci, dar facturile vin la zi. Păi cum, Doamne, iartă-mă? Ce contorizez acolo? Cum? Cum se întâmplă lucrul ăsta? Și... Nu știu, conducerea executivă a APASERV, ești director acolo, stai un pic, nu merg treburile, hai să vedem de ce nu merg. Nu cumva am prea mulți prin birouri, nu cumva am prea puțin pe teren, nu cumva aloc fondurile aiurea. Eu nu cred că dacă o dată pe lună se făcea câte o reparație, da, ca lumea în zone, adică totul e stricat, chiar toate țevile sunt stricate? Păi dacă sunt țevile stricate, du-te, leagă-te cu lanțuri în fața Consiliului Județean, că e acționarul tău majoritar, da? Și hai să vedem ce facem, cum s-a întâmplat la Piatra Neamț. Da? APASERV s-a încăpățânat să spună că nu se pot face lucrări și primăria a reușit să atragă cu greu fonduri pentru schimbarea conductei de apă, da, pe... Că, în scurt timp, cred că Piatra urma să concureze cu Romanul la... Păi da, pentru că și la avarii. Deci nu se poate, sunt lucruri care deja depășesc orice rațiune și ce mă miră pe mine este, cum să vă spun, resemnarea cu care cetățenii acceptă asemenea lucruri.
aici, în opinia mea, ori Consiliul Județean, ori compania de apă, ori cei de la ADI Aqua ar trebui să iasă să justifice cumva acest eșec. Dacă cei care primesc bani publici... Eu nici măcar nu vreau să și-l justifice. Eu vreau să vină să ne spună măcar care este situația reală. Evident, nu cu hârtii machiate, că să vedeți că eu trebuie să-l plătesc pe Nicolau, care o câștiga procesul cu nu știu cât și că l-aș da afară, dar are un contract beton. Măi să fie! Ce e asta? Contractul n-a fost făcut de juriști din instituție. Păi, despre ce vorbim aici? Știți că eu l-aș da și pe altul afară, dar o trebuie să-l pun director pe zone, pe toate zonele, pe soțul unei doamne care lucrează într-o instituție județeană. De ce? Adică, dom'le, hai să le discutăm pe față. Adică, nu se poate chiar în halul ăsta de nesimțire și de... Iar populația plătește facturile. Cu resemnare. Pentru că dacă nu plătește facturile, nu are pe nimeni să-i sară în ajutor dacă se duce să judece cu compania. Nu-i sare nimeni în ajutor. A fost încercarea aceea la Roma în care s-a câștigat prin protecția consumatorului, dar câți oameni de la țară știu să ducă la protecția consumatorului? Și este un semn de întrebare, ar trebui să pun în momentul în care localitățile din zona respectivă au început să migreze către compania Apa Vital, către Iași. Da, absolut. Și dacă vreți, sunt două companii cu același profil de activitate, vedem diferența. De ce unii tind să devină regionali? Și cu, nu cu prețuri mai mici. Cu prețuri... Nu cu prețuri neapărat moderate. Mai mici, dar este o altă abordare a relației cu consumatorul. Este o altă abordare. Clar este o altă abordare. Așa este. Și e condusă de profesioniști, de oameni din domeniu, specialiști în domeniu. Da. Și atunci ne mirăm că lumea nu mai vine la vot, că nu are încredere în clasa politică. O să spuneți, ce treabă are clasa politică? Păi are, pentru că clasa politică pune directorul, așa s-a întâmplat, să punem director la Apa Serv, să faci numirile în AGA și CA, vin tot așa, și nu mai vorbim de pilele angajate. Angajarea pe pile, care este cel mai mare flagel în momentul ăsta. Statul român. Măcar de-ar fi profesioniști. Păi da, îmi trimiți pe cineva. Zice, doamne, hai să-i ajutăm pe ăștia de la partid. Și trimit unul care ci că-i, nu știu, dați-mi o meserie să nu fac eu vreo... Să zică cineva că fac o trimitere acum la cineva. Și mie mi-e greu să aleg, pentru că oricum aș pune, tot fac o trimitere la cineva. Nu spuneți educator, nu? Educator. Vai, deci am făcut... Am zis să nu spuneți educator. Să nu spun educator, că deja era o trimitere la cineva. Nu, deci te trezești ca direct, ești pus ca manager de societate, instituție. Și te trezești cu câte un telefon și câte un e-mail. Știi, vine la tine cu Tărescu. Și ăla vine, știți, eu aș vrea să mă angajez aici, ați primit un e-mail. Și ce știi să faci? Eu pot să mă duc cu hârtiile la bancă. Deci stai un pic. Asta 8 ore? Păi, dar cam asta e. Pun și... Da, dar știți, aș vrea să am și mașină ca să mă duc cu hârtiile la bancă. Nu vă cer șofer, că am eu carnet de conducere. Dar poate îmi dați un spor pentru asta. Da. Că dacă i-am dat pe ea jos, pe toți... Nu știu, dar cred că am avea o forță de muncă suficientă pentru construcții, pentru... Sau am îngrezunat șomajul? Păi, vedeți că pentru cei din zona privată le e tot mai greu să găsească forță de muncă. La ce sume, la ce cheltuieli sunt pentru angajarea forței de muncă? De multe ori discutam cu cineva din Horeca și îmi spuneam... Nu corespunde profilului de activitate pe care o desfășoară. Nu știe să relaționeze cu clientul, dar nu pot să-l dau afară, că rămân fără. Îl țin așa cum e, nu mai spun că are pretenții, vrea liber, vrea timp de o oră de pauză, vrea salariu, nu știu cât, vrea
Practic, ni se forțează mâna să angajăm forță de muncă prost calificată, cu pretenții destul de mari, raportat la activitatea pe care o desfășoară și, până la urmă, și tot în detrimentul întreprinzătorului privat, că îi face de servicii. Deci, când, dacă am luat domeniul Horeca, nu te servește, nu ai calitate, nu ai... O zonă să te simți bine. Nu te mai duci, dar dacă te duci și în altă parte și vezi că e la fel, te mai duci în altă parte și vezi că e la fel. De mai multe rele alegi cu cel mai puțin. Da. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Chiar m-am bucurat că am putut discuta subiectele astea. De obicei sunt subiecte mai tehnice și politicienii evită să le discute în mod direct. Cum spuneam, experiența de la mediu vă ajută. Poate odată o să luăm, după ce vă întoarceți la mediu, proiectele alea în care s-au băgat sute de milioane de lei și care zac prin județ, cam cum se întâmpla cu investiția statului român pe la Crivoi Rog, dacă nu mă înșel. Așa e, sunt bani... Dacă nu mă înșel eu, nu știu. Care folosesc o licență, așa, tocmai, sunt bani îngropați. Bani îngropați, la care, cum să vă spun, de o parte din ei au beneficiat unii. Da. De o parte din ei au beneficiat unii. Și care și-au frecat mâinile de bucurie pentru că, dacă tot o dat statul, de ce să nu cheltuie? Gândiți-vă acum să încerci să faci într-un OAT din ăsta care a construit o rețea de alimentare cu apă și canal care nu corespunde, să încerci să o revigorezi, nu mai poți să faci, de cele mai multe ori trebuie să construiești alta, că nu corespunde din punct de vedere tehnic. Dar nu îți permite legislația să finanțezi un proiect identic, da, în curtea de conturi care... se impută... Să vă zic ceva, mă uitam pe comunicatele care vin de la APASER. Eu cred că oamenii aia care trăiesc în Pipirig și care sunt legați la rețeaua de apă, își bleastă-mă zilele. Pentru că nu există aproape zi să nu primești comunicat că din cauza așa, crescute așa. Și... Păi, ori îl închideți, ori faceți altceva. Nu se poate așa ceva. Este bătaia de joc. Dar ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu. Vă doresc o zi plăcută, călduroasă, cât se poate. Deși e bun și gerul ăsta. E bun și gerul ăsta. Se plimbă mai puțin prin țară. Cu cât se plimbă mai puțin politicieni prin țară, cu atât e mai bine, pentru că... Politicieni și microbii. Și asta omoară și microbii. Nu știu dacă și virusul îl omoară gerul, dar mai vedem. Mulțumesc că numai bine să fiți sănătoși și dumneavoastră cei care ne-ați urmărit și să fiți sănătoși cei care ne veți urmări de acum înainte la alte emisiuni. Cele bune, numai bine!